acolo, acum ocupat. Dacă doriți, vă dau numărul de telefon și contactați. O scrisoare cu mai multe acuzații în adresa proaspătului șef al batalionului cu destinație specială Fulger a ajuns recent pe masa mai multor instituții de stat, inclusiv la președinție, Consiliul Suprem de Securitate, Procuratura Generală sau Serviciul de Informație și Securitate, dar și la ziarul de gardă. În documentul semnat din numele colaboratorilor brigăzii, de o persoană care de facto nu activează la Fulger, se menționează despre faptul că șeful instituției, Casimir Trocin, întărit în funcție în luna august, ar fi comis mai multe abuzuri. Acesta este învinuit că ar fi impus mai multe persoane să plece din cadrul batalionului pentru a promova altele, care i-ar fi loiale, dar și că el însuși a ajuns în funcție pentru că ar fi în relație de cumătriz cu actualul ministru de interne. Trocin este învinuit și de faptul că ar folosi, în interes personal, două mașini de serviciu, o Skoda Superb și o Dacia Duster, utilizând inclusiv numere de matriculare false. Acuzația este însoțită de câteva imagini în care se observă că cele două automobile au numere de înmatriculare diferite sau același număr de înmatriculare este amplasat la două mașini diferite. O altă acuzație în adresa șefului de la Fulger se referă la faptul că și-ar însuși cantități mari de petrol pe care le-ar folosi pentru alimentarea unităților de transport ale familiei. Totodată, Casimir Trocin este acuzat că, în cadrul instituției, angajații ar fi impuși să doneze bani pentru diverse lucrări de construcție, la care ei singuri sunt obligați să participe. Și această acuzație este însoțită de câteva imagini în care se observă câțiva angajații batalionului în timp ce erau implicați în lucrări de construcție de pe teritoriul instituției. Pe comandantul batalionului cu destinație specială Fulger l-am găsit la sediul instituției. Inițial însă am fost informați că este ocupat. Sunt cu el acum ocupat. Dacă doriți, vă dau numărul de telefon și contactați. După o scurtă discuție la telefon, Casimir Trocin s-a eliberat și ne-a invitat în biroul său, doar că fără cameră sau aparat înregistrat. Fără cameră sau aparat de înregistrat, timp de o oră și jumătate am analizat prevederile denunțului care îl vizează, iar șeful batalionului a încercat să demonteze fiecare aliniat din acea scrisoare, spunând la general că acuzațiile care sunt adresate ar fi aberații. Întâlnirea a fost întreruptă de un mesaj prin care Casimir Trocin ar fi fost invitat la o ședință organizată la IGP. A doua zi, comandantul batalionului Fulger a acceptat să ne răspundă la întrebări doar telefonic. El a negat toate acuzațiile aduse în denunț. Nu există așa ceva, presiuni făcute, există probabil din cineva care nu a făcut până acum nimic să solicitat și exercite atribuțiile și atât. Pe careva din cunoscuți cu mătri, nu am în poliție niciun cu mătru, inclusiv nici la Fulger. Nu există așa ceva, sunt niște aberații. Este o scrisoare cu o tentă politică, aș spune eu, că nu am tangenți de rudiene nici cu domnul Voicu, nici cu nimeni altul, în care sunt, nu știu ce scopuri și cine știe urmărește acolo, dar defăimează imaginea ceea ce nu-i corect. Casimir Trocin susține că nu utilizează mașinile de serviciu, iar numerele de matriculare ale acestora nu sunt false, ci codificate. Totodată, comandantul afirmă că niciun angajat nu a fost impus să doneze bani pentru construcția foișorului de pe teritoriul instituției sau pentru alte lucrări similare. Nimeni nu a donat niciun leu, au fost cu suportul agenților economici tot făcut, nu a fost de bani, nici nu s-a discutat. Da, agenții economici care au donat bani la Fulger, da? Sau? Nu, materiale de construcție. Bani, nimeni nu a umblat cu bani, au fost pur și simplu materiale de construcție cu suportul, cu munca noastră și atât. Dar agenții economici au donat din ce considerente? Ca să aibă ulterior careva avantaj de la Fulger sau care ar fi? Pentru că e ciudat ca agenții economici să doneze unei instituții de stat. Este imposibil să aibă careva avantaje de la Fulger. Fulgerul nu poate să presteze careva servicii pentru interesele cuiva. Nici nu avem nici capacitatea, nici obligațiunile. Au fost, conform legii, este prevăzut de modalitate de donații, s-au făcut careva solicitări, unii respectiv am primit și răspunsuri și chiar le mulțumesc agenților economici care s-au implicat și ne-au susținut. Adevărate sau nu, unele informații din denunțul primit de ziarul de gardă despre situația de la Fulger au ajuns și la Serviciul Protecției Interne și Anticorupție a Ministerului Afacerilor Interne. Conform termenului, noi avem 30 de zile pentru ca să ne expunem.
Obținem toate probele, colectăm toate probele și după asta vedem cu reacția. Casimir Trocin activează în poliție de peste 20 de ani. La începutul carierei a deținut însă mai mult funcții administrative în cadrul Colegiului și Academiei de Poliție. Ulterior a fost promovat, iar între 2015 și 2017 a condus inspectoratele de poliție din Șoldănești și Dubăsari. Funcționarul Casimir Trocin locuiește cu familia într-o casă amplasată în orășelul Sângera din municipiul Chișinău. Casa, cu două etaje, nu este încă finalizată și nici măcar înregistrată la cadastru. Într-o seară am surprins-o pe soția comandantului brigăzii Fulger la volanul unui automobil de model Toyota RAV4. Datele publice mai arată că soția acestuia este fondatoare și administratoare la o companie deschisă în 2018. Nici casa, nici mașina și nici firma nu se regăsesc însă în declarațiile de avere și interese personale depuse de Casimir Trocin la Autoritatea Națională de Integritate. În declarație este absolut totul indicat, casa încă nu este, este în proces de dare în exploatare, nu este finisată, este undeva 30-40% în lucru de două luni de zile, dar avem toate actele în regulă, de autorizația de construcție, proiect de construcție, tot este în regulă, dacă urmăriți declarația cu privire la venit, absolut tot este declarat. Nu, de casa nu e declarată, adică nu este indicată. Păi nu poate fi declarat, pe și nu este dată în exploatare. Conform legii. În moment toate actele sunt în regulă. Casa este la 30-40%, nu e finisată. Am înțeles. Da. Știu, conform legii trebuie să-i declarați inclusiv imobile care sunt nefinalizate, așa spune legislația. Nu, conform legii, când construiește, să ai actele în regulă. Ceea ce ține de autorizație de construcție, ce ține de proiect, toate le am în regulă, absolut vă asigur. Am înțeles, dar referitor la mașină și la companie care nu au fost indicate. Nu am până ce mașină. Mașina care conduce soția este acolo. Compania care ați văzut-o, ați văzut că nu are, are zero rulaj, nu mă ocup eu de ea și nu se ocupă nimeni. Adică este o companie, așa, pur și simplu. Compania nu funcționează, de asta n-ați declarat. Nu funcționează, dacă ați văzut, nu are rulaj deloc absolut. Și nici nu a funcționat. Înțeles, dar mașina care conduce soția? Este un automobil a familiei. Aș zice că noi locuim, tata practic locuiește toată săptămâna pe mine, pe la Chișinău, fiindcă activează la Chișinău. A, e mașina tatălui dumneavoastră, da? Da. Ne folosim până ce o să ieșim puțin cu construcțiile, ne o utilizăm. Legea însă îl contrazice pe comandantul de la Fulger. Funcționarii trebuie să indice în declarațiile de avere și interese, inclusiv bunurile imobile nefinalizate, spune un articol din legea cu privire la declararea averii și intereselor personale. Subiecții declarării sunt obligați de către legea cu privire la declararea averii și intereselor personale. Există un articol care stipulează acest fapt ca clădirile sau imobilele sau construcțiile nefinalizate, ele trebuiesc declarate, chiar dacă sunt nefinalizate sau chiar dacă nu au un număr cadastral atribuit. În acest sens este și un regulament prin care se stipulează modul în care se completează în mod electronic declarația de avere și interese personale. La fel, în compartimentul bunuri imobile este menționat cum se completează aceste informații. Adică, în cazul în care construcția, casa, este nefinalizată, se adaugă indicatorul 0. Dacă subiecții declarării au cumva anumite documente prin care se confirmă că au fost, până la finalizarea clădirii, au fost utilizate anumite cheltuieli la reparație sau, nu știu, câteva anexe, sunt situații diferite și ei pot certifica acest fapt că au fost investiți anumiți bani, estimativ pot adăuga acea sumă investită până când imobilul, clădirea, construcția urmează a fi înregistrată sau finalizată. Casimir Trocin și familia au raportat în ultimii 6 ani venituri obișnuite pentru familiile din Republica Moldova. Se remarcă doar declarațiile de avere pentru anii 2017 și 2019, când acesta a indicat 2 donații de la părinți și rude, în valoare totală de aproximativ 450.000 de lei. Comandantul brigăzii cu destinație specială Fulger afirmă că rudele sale își pot justifica donațiile. Tata a lucrat mai mult de 12 ani în compania Scum Group, Turkmenistan, Kazakhstan, Africa, Sudan. Ca să cunoaște. Am înțeles. Și din aceste resurse financiare vă ajută și pe dumneavoastră, da? Da, sigur. Casimir Trocin a ajuns în cadrul batalionului cu destinație specială Fulger în aprilie 2020, direct în funcția de locțiitor de comandant, fiind însă cel care a condus instituția din postura de șef interimar.
La sfârșitul lunii august, acesta a fost întărit în funcție în cadrul unei ceremonii la care au participat ministrul de interne Pavel Voicu și șeful Inspectoratului General al Poliției, Sergiu Paiu.